Asta și de video. Domnule Pogorebis, bună ziua! Sărăbana! Domnul Alexandrescu, ce faceți? Bine, domnul Tănaș. Ce s-a întâmplat? Nu pare nimic. Uitam la colegii dumneavoastră când par din astea pe oraș. Există o hotărâre dată de birou și nu au voie să facă chestia asta. Domnule, în primul rând, orice chestie care are dreptul la contestație, da? Nu, da? Nu are dreptul la contestație. Nu, dar cine m-a spus că nu? E trebuie instanță inferioară și urmează să promoveze, da, de jurist, da, a doua instanță, nu? Da, dar înseamnă că nu știți. Pare normal asta? Și vi se pare normal? Sunt părțiți acum și cu mine, da? Am salariul acolo, arătați-mi și mie. Știți foarte bine. Iar dați-mi și mie, unde am eu salariul ăla? Vreau și eu să-l văd. Vă rog frumos, haideți să ne potoliți. Da? Suntem potoliți. Nu. Dar ce s-a întâmplat aici? Asta e problema. Haideți, nu mai mințiți. Vă rog frumos. Eu sunt copilul, nu vă e un pic. Nu v-am stat numai mașina. Vă rog frumos. Spuneți-mi, dintre persoanele de față, deci, ați văzut vreo persoană să pune astfel de flyere la mașină? Da. Domnul? Doamna mică care plângea, nu știu unde e. Nu e vorba de interviu. O doamnă care plângea pe aici, a plecat, nu mai e. Domnul din spate, cei doi de acolo? Deci domnul din spatele lui Drumea și domnul de acolo. Și încă o fată care plângea, dar nu o văd. Domnul și domnul. Nu știu cum îmi cheamă. Și mai e o fată, dar... Mergem la mașini, de aici încolo toate au acele afișe. Nu. Vreți să vedeți câte am ridicat noi? Dar care e problema, domnule? Ah, cum ai zis? Zic eu, așa ceva? Pentru că n-aveți voie să ridicați. Dar n-aveți voie să ridicați, să le furt. În hotărârea 23, din 25 anul a 2020. Da, este executorie. După mașini, deci. Uitați-vă aici. Uitați-vă în spate, le uitați acolo. Toate mașinile au flyer. Uitați-vă la mașini. Uitați în față, aici. Domnul comisar șef, uitați aici. Da, acolo, peste tot. Toate mașinile de aici spre gara au. Deci faptul că ați ridicat flyere... Nu am ridicat flyere, doamne, nu am ridicat flyere. Uitați, acum am ridicat de pe mașină. Am ridicat flyere, uite. Am ridicat flyere. Am înțeles. Nu trebuie să-l arăt? Consemnăm ceea ce este de consemnat și după care vom vedea de ce este vorba, da? Vă rugăm frumos. Adică n-am voie să pun mâna pe el să văd. Nu? Cum e acolo. Nu pot să mă duc să-l iau, să vă arăt? Ba da. Și proprietatea mea, dar e proprietatea voastră? Să puneți mâna pe mașină? Spuneau voi unele cu filmarea. Ce credeți că rezolvați? Voi pune a pus mâna pe tot orașul ăsta. Da? Ce rezolvați? A pus mâna pe tot orașul. Uitați, domnul Cristi, filmați-le, sunt cu fata și cu copilul. A pus mâna pe o mașină. Să-mi spuneți și mie luni, vă rog frumos, de unde are soțul meu atâția bani? Vreau să-i spun, vă rog frumos, chiar vă sun luni, promis. Da? Vă rog frumos să-mi arătați și mie. Ați auzit salariul meu și brut? Ați auzit, nu? Ăla e... Unde, domnul? Dă-mi un pic afișul ăla. Dar ce fel de mamă sunteți? Ați scos copilul intenționat? Da, intenționat. Nu, doamne, m-a luat de la muncă copilul. M-a luat de la muncă copilul, nu l-am scos. Eu muncesc, nu stau pe stradă. Vă invităm să mergem la sediul Poliției Municipiului, da? Vă rugăm, mă lăsați și pe mine să vorbim. Nu luați interviu, că nu sunt persoană publică. Vă rog frumos să nu mai... Și jumătate să termin ce treabă are Nisăilă. Pentru că vreau să vorbesc. Sunt de la poliție și vreau să vorbesc. Da, vă rog frumos. Bun, vă invităm pe dumneavoastră la sediul poliției pentru ce aveți de reclamat. Sigur, și invităm și pe celălalt de sediul poliției. A dorit să mergeți cu patrulele de la noi sau veniți dumneavoastră? Bun, vă așteptăm. Păi, tocmai de asta, să nu mai stăm aici. Mă ascultați, stăm aici.